Cristian Ciucă lucrează de 8 ani în Spania. În fiecare vară vine acasă în concediu în comuna olteană Dobrețu. Vacanța pe care o primește în străinătate înseamnă însă tot muncă. Cu banii pe care îi agonisesc în Spania, bărbatul și soția lui se străduiesc să-și ridice o casă pe care au început-o în urmă cu 7 ani. Pe fiecare an venim să facem câte ceva la casă și să plecăm iarăși. Și acum ce aveți de făcut? Acum suntem cu interioarele, cu finisări interioare, să vedem dacă reușim să terminăm și la anul viitor să continuăm iarăși. V-ați plimbat pe undeva de când ați venit? Deloc. Nu am fost nicăieri. Pentru mine e greu că sunt singură, sunt văduvă, dar ce să fac? Copiii trebuie să ducă să hrănească, să-și câștige și un ban. Că eu n-am pensie, nu am nimic, n-am cu ce să-i ajut. Din contră, mă mai ajută ei pe mine. Aproape jumătate dintre locuitorii din Dobrețu muncesc în străinătate. Se întorc în țară, da, au construcții pe care vor să le finalizeze, mai cumpără, eu știu, o mașină nouă. Se vede în, eu știu, în dezvoltarea personală a fiecărei familii. Pentru primărie nu cred că e bine, decurg impozite prin construcția de locuințe, dar nu e chiar așa vizibil față de anii trecuți. Sunt însă și localnici care au renunțat la banii din Spania și s-au întors să-și crească copiii în satul natal. Este și cazul lui Ștefan Predescu, care, după ce timp de 10 ani și-a dezvoltat o afacere în peninsulă, a decis că poate câștiga un venit frumușel și acasă. În plus, își va crește copiii în spiritul oltenesc. Lucrez cu o anumită firmă internațională și este mai ușor în cazul meu. Copiii sunt micuți, acum încep școala, trebuie să vrem să-i formăm aici. Deja acolo este o altă lume, o altă filozofie. E adevărat, s-au născut acolo, dar nu mai simt ca un român, nu mai trăiesc ca un român. Dacă în urmă cu câțiva ani cei mai mulți localnici din Dobrețu lucrau cu contracte pe câțiva ani în Spania și Italia, acum, pentru că nu mai câștigau bine, majoritatea s-au întors și muncesc doar ca sezonieri în Germania sau Marea Britanie. Banii pe care îi strâng îi investesc însă tot acasă.